Mă bucur foarte mult că suntem din nou împreună la o temă, pe tema familiei creștine. Familia creștină, o instituție în societatea noastră mai lovită ca oricând, mai negată ca oricând, mai provocată ca oricând și poate mai atacată ca niciodată. Însă, ca și creștini, avem datoria să fim optimiști că familia creștină nu va dispărea. Spun familia creștină, pentru că dacă va dispărea familia creștină, va dispărea însă societatea și rațiunea ei de a fi. Iar ca și creștini, nu avem niciun motiv să fim pesimiști. Așadar, cât se poate de importantă prezența noastră aici și reflecțiile pe marginea a ceea ce voi spune. Am accentuat acest lucru și accentuez, nu intenționez și nu am conceput conferințele mele dintr-o perspectivă pur științifică, în sensul de a acumula foarte multe date și a vi le pune aici în față, ci întotdeauna am avut în vedere și am în vedere și voi avea și în continuare aspectul formativ al lor, nu informativ. Adică țintesc reflecția, țintesc întrebarea, țintesc posibilul răspuns pe care nu eu să-l dau întotdeauna, ci dumneavoastră să-l găsiți în urma reflecțiilor. De aceea nu pretind că voi oferi soluții, nu intenționez acest lucru, dar dacă voi reuși să stârnesc întrebări, dacă aceste conferințe vor reuși să răscolească conștiința, dacă aceste conferințe vor reuși să tulbure puțin sufletul care trebuie liniștit într-un paradox tulburat, mă mulțumesc cu atât. Însemnează că pe fondul reflecțiilor și a întrebărilor pe care le punem, vom încerca noi înșine să găsim răspunsul lângă posibile soluții sau alternative de soluții și răspunsuri pe care le puteți primi și aici. Aceasta este intenția mea. Acesta este obiectivul meu. Și am primit feedback-uri în acest sens că este foarte bine. Noi trebuie să reflectăm, noi trebuie să ne întoarcem spre noi înșine, noi trebuie să realizăm introspecția și acolo să găsim în adâncuri răspunsuri la atâtea frământări. Cu siguranță ajutați fiind de ceea ce auzim și aici. Așadar, acesta este obiectivul conferințelor mele și modul în care eu le concep. Așa cum ați fost anunțați, așa cum ați auzit, cum ați aflat din mass media, pe calea undelor, titlul conferinței din seara aceasta este conflict și ne, în paranteză, sau comunicare în familie. Provocări, posibile soluții. Am reflectat mult la această temă, pentru că, așa cum vom vedea pe parcurs, voi avea și o întrebare, după cum ați putut și să o auziți și să o citiți. Există oare familie care să nu fie confruntată cu momente de necomunicare, cu momente de conflict? Răspunsul, așa cum o să-l vedem, este puțin probabil, ca să nu spun nu. Și dacă este așa, atunci trebuie să ne punem serioase întrebări vis-a-vis de liniștea din familia noastră, vis-a-vis de relația cu cel de lângă noi, cu cel apropiat nouă, vis-a-vis de comunicarea cu el, vis-a-vis de locul pe care îl are în comunicare sau necomunicare. Cel de lângă noi, soțul sau soția, copiii, părinții, bunicii, cei care formează mica sau marea familie, au un loc
vom vedea în funcție de felul în care comunicăm sau nu comunicăm cu El. Și locul acesta pe care îl avem, noi îl impunem uneori, așezându-l pe cel de lângă noi, pe acest loc, spunându-i, aici trebuie să stai, sau îl impune, sigur, cel de lângă noi, cel apropiat nouă. Vom vedea toate aceste lucruri în cele ce urmează. Așa cum am făcut de fiecare dată, fac și acum, în sensul de a spune celor care sunt pentru prima oară la o astfel de conferință, temele la care am reflectat. Iar celor care ne urmăriți constant, care veniți constant la aceste conferințe și le urmăriți, doar vă reamintim temele care au fost abordate. Așadar, în 4 februarie, o temă provocatoare cu foarte multe răspunsuri și întrebări pe parcurs, Valentine's Day, căsătorie de o zi sau de o viață. Cei care nu ați fost prezenți, care vă găsiți pentru prima oară, studenții care ați venit acum pentru prima oară în Cluj, puteți să intuiți problematica din spatele acestei teme. Nu știu dacă o voi mai relua, dar absolut toate interpelările au fost să mai insistăm asupra acestei teme. Vom vedea. Depresia, boala secolului, aproape toți trecem prin momente depresive. Nu știu dacă este boală întotdeauna, dar trebuie să fim extrem de atenți la aceste momente de dezechilibru. Și atunci am încercat să vedem motivele pentru care trecem prin astfel de momente și să găsim posibile răspunsuri la întrebări. Dependențele, o sclavie, întreagăt. Și în seara aceasta voi face referire la câteva dintre ele. Și o să vedem de ce. Și tema de astăzi, conflict și comunicare. Observați aici, pe 22 noiembrie, 3 semne de întrebare. Nu că nu avem tema. Avem tema. Dar este o surpriză. După cum surpriză este și invitatul pe care îl voi avea. Așa că trebuie să trăim și cu surprizele, trebuie să trăim și cu lumea lor, trebuie să trăim și cu misterul, trebuie să trăim și cu întrebările care, la care nu aflăm sau nu ni se dă imediat răspuns. Așadar, acesta este cadrul acestui an tematic legat de tema familia creștină în care am reflectat, în care am meditat, care ne-a răscolit sau ne-a liniștit, în care am găsit răspunsuri sau n-am găsit încă răspunsuri, în care am avut răspunsuri care ne-au mulțumit sau care nu ne-au mulțumit, cadrul în care încă mai reflectăm, ne întrebăm și încercăm să ne regăsim. Fie la nivel individual, ca membru al familiei, fie la nivel colectiv, dinpreună cu cei din jurul nostru. În acest cuib de liniște și de fericire, care ar trebui să fie familia creștină? Și pentru care cadrul trebuie să ne străduim toți, ba chiar să luptăm pentru a-l realiza. Și acum trecem la structura conferinței mele din seara aceasta. Am să o prezint pentru a mă putea urmări mai ușor. Preliminarii, factor declanșator de conflict, și vom stări puțin asupra câtorva, escaladarea conflictelor, am să vă prezint o schemă care ne va ajuta mult să înțelegem de unde pornește conflictul, cum se dezvoltă conflictul în familie și cum putem să ieșim din lumea lui. Aplicații sau sfaturi practice
și ultimul capitol intitulat În loc de concluzii. Vom vedea despre ce este vorba. Și acum trecem la prima parte, preliminarii, conflict, definirea termenului. Nu intenționez și n-am să vă dau definiții, sunt atâtea definiții, mai mult sau mai puțin satisfăcătoare, vis-a-vis de ceea ce înseamnă conflictul. Dar am ales câțiva termeni care definesc conflictul sau nuanțele conflictului și la care să reflectăm, fără să insistăm foarte mult asupra lor. Ce este, de fapt, un conflict? Și cu precădere legat de familie. Este o neînțelegere. O neînțelegere a mea sau o neînțelegere a celui de lângă mine. Și când nu mă înțeleg pe mine, foarte puțin probabil să-l pot înțelege și pe cel de lângă mine. Când cel de lângă mine nu se înțelege pe sine, foarte puțin probabil să mă înțeleagă și pe mine. De aici lumea, cadrul de neînțelegere, cadrul generator de conflict. Uneori neînțelegerea devine conflict. Ciocnire de interese. Sunt multe interese, ne ciocnim adesea în interesele pe care le avem. Vom vedea și de ce natură sunt ele. Dar ciocnirea de interese degenerează adesea în conflicte. Dezacord intens. Când sunt în dezacord cu mine însumi și cu conștiința mea, eu sunt în conflict cu mine. Și să știți că cel mai provocator conflict este conflictul cu tine însuți. Și în momentul în care sunt în conflict cu mine însumi, e foarte probabil ca să intru în conflict și cu cel de lângă mine. Într-un alt cadru de referință este ceea ce vă spuneam înainte legat de neînțelegere. Antagonism pronunțat. Când ne situăm în lumi antagonice. Întrebarea este, de ce ne situăm în lumi antagonice? Sunt ele întotdeauna aceste poziții antagonice generatoare de conflict? Da. De aceea, conflictul poate fi definit și în acest cadru de referință. Ceartă, aceasta este culmea conflictului, de climaxul lui. Contradicție între idei, interese, sentimente, etc. Contradicțiile între idei, contradicțiile de interese sau legate de interese, nu sunt întotdeauna rele. Nici măcar cele de sentimente. La un moment dat, Apostolul Pavel spune unor creștini de pe continentul nostru, din Corint, creștini cu care avem mult de lucru, din multe puncte de vedere, în special din perspectiva celor viitoare, adică a lumii de dincolo, a realităților esatologice și a celor legate de situarea creștinului în interiorul comunității, adică a bisericii. Lor le spunea la un moment dat, pe acest fond de probleme, cu alte cuvinte, parafrazez acum, nu e nicio problemă că între voi există conflicte, chiar certuri, eresuri este termenul, pentru că în acest fel pot să fie scoși în evidență sau învederați, este textul, cei încercați. Altfel spus, poate fi statornicit adevărul. De aceea nu trebuie să ne fie teamă când ne găsim în contradicție unul cu celălalt. Poate să fie contradicția și ziditoare. Putem avea păreri diferite, putem avea sentimente diferite. Sigur, nu unul față de celălalt în interiorul familiei, dar legat de lumea din prejur, de lumea din jurul nostru. Nu însemnează că am intrat în conflict, dar contradicțiile care apar pe acest fond
sunt foarte aproape de conflict. Nu mai vorbim de contradicțiile de idei în spațiul lumii politice. Și acest lucru trebuie să le evităm. Toți ne pricepem la politică și știm câte certuri s-au născut din acest lucru. Așadar, acesta este cadrul de relație cu diferite situații în care ne găsim și care sunt generatoare de conflict sau care pot să definească într-un anumit sens conflictul. Și acum mai în amănunt factorii declanșatori de conflict. E important pentru noi să reflectăm la câțiva dintre ei și la câteva aspecte. Nu i-am ales acești factori declanșatori de conflict în virtutea intensității cu care ei provoacă conflictul, dar am avut în vedere și acest lucru. Și i-am ales din perspectiva aspectului dominant al lor. Și acum apare întrebarea pe care o puneam la început. Există vreo familie în interiorul căreia să nu existe derapaje în comunicare? Și răspunsul meu este puțin probabil. Și atunci ne întrebăm. Este absolut necesar să ne întrebăm, imperios necesar să ne întrebăm de unde și de ce aceste minusuri. Și știm ce înseamnă în familie conflictul și cât de mult suferim în urma unui conflict. Pentru că conflictul este marcat și încadrat de necomunicare, nu comunicăm unii cu ceilalți, nu vorbim unii cu ceilalți, zile, săptămâni, ceea ce e foarte grav, sau luni. Ca să ne dăm seama pe parcurs sau la sfârșit, când am trecut pe partea cealaltă de conflict, o să vedem în schemă, că de fapt nu erau motive să intrăm în aceste stări, să ne îndepărtăm atât de mult unul de celălalt. Aceste întrebări sunt firești, de unde și de ce aceste minusuri. Primul factor declanșator de conflict l-am numit orgoliul sau orgoliul și mândria. Două lucruri diferite. De ce credeți că am numit acest lucru ca un factor prim, declanșator de conflict? Pentru că orgoliul și mândria sunt dominante, domină, provoacă, întrețin, amplifică, inflamează stările de conflict și de necomunicare. Pentru că atunci când relația cu cel de lângă tine este dominată de orgoliu, de conflict, prea puțin loc îi lași celui de lângă tine. Și pe măsura analizei acestor factori declanșatori de conflict, exact aici o să ajungem, o să vedeți la fiecare, fără să mai insist, adică la orgoliu și mândrie. Dominante în starea de conflict. Atunci când mândria și orgoliul declanșează conflictul și stăpânesc starea de conflict, domină starea de conflict, întreținându-o. Dragii mei, nu mai există loc pentru argumente. Și când nu mai există loc pentru argumente, nu facem nimic altceva decât să le ucidem, aruncând cu pietre stările respective de orgoliu, de mândrie. Nu fac nimic altceva decât să se transforme în pietre care sunt aruncate de către noi asupra argumentelor. Și am numit această stare uciderea argumentelor cu pietre. În Vechiul Testament, anumite păcate, anumite fără de legi, erau pedepsite prin uciderea cu pietre. Adică un cel care era prins în anumite fapte, numesc aici în primul rând desfrânarea, era aruncat într-o prăpastie și toți cei de acolo
din jur, de pe mal, aruncau cu pietre asupra lui, lovindu-l până când murea. Altele îl loveau direct în cap și murea imediat, altele loveau în diferite membre, în diferite părți ale corpului, provocându-i dureri groaznice. Era o moarte groaznică, o pedeapsă groaznică. Avem și o referire în acest sens în Ioan, capitolul 8, femeia prinsă în adulter. Au venit toți, au adus-o la Mântuitorul, gata să arunce cu pietre asupra ei, încercând să-l prinde pe Mântuitorul Hristos în cuvânt. Și Mântuitorul rezolvă problema cum numai el o putea rezolva. Cel fără de acest păcat e liber. Se ia piatră și se arunce primul. Și numai Ioan înregistrează acest lucru, toți părâșii femei se duc. Și rămâne Iisus cu ea. Și spune, nu te-au osândit niciunul? Și ea răspunde, nu, niciunul. Și Iisus îi spune, nici eu nu fac. Dar ai grijă, du-te și să nu mai greșești. Orgolul și mândria ucide argumentul. Și să știți, mi-am imaginat că există o durere și a argumentelor când sunt ucise. Și la această durere a argumentelor ucise, putem să asistăm, cred că zi de zi, în jurul nostru. Așadar, orgoliu și mândria dominante într-un conflict și în stările de conflict și de necomunicare ucid argumentele și când nu-i lași celuilalt loc pentru argument, triumfi. Tu ești cel care te poziționezi pe primul loc și celălalt nu mai poate să facă nimic. Orgoliu și mândria sunt dominante ale conflictului, dar și factor declanșator de conflict, pentru că omul orgolios, el însuși provoacă conflict. Să nu trecem cu vederea că este vorba și de o mândrie în sensul pozitiv al cuvântului, dar nu vorbim despre ea. Și atunci, orgolul și mândria conduc atenția nu asupra problemei, și aici este gravitatea faptului, și asupra persoanei. Tot accentul este concentrat asupra persoanei. Persoana este de vină, față de ea ne manifestăm și nu problema care trebuie discutată. Atenție, dragii mei, toți, la această stare în care ne putem poziționa vis-a-vis de cel de lângă noi, lipsindu-l de posibilitatea de a-și etala argumentele. Atunci ești orgolios, ești mândru. Conflictul este la el acasă și puțin probabil pe acest fond de relație să mai poți să comunici. De aceea acest aspect este important ca punct de reflexie pentru fiecare dintre noi. Următorul factor declanșator, știm foarte bine în familiile noastre, banii. Și am scris acolo puțini și mulți. Și am scris acolo și averea. Banii și mulți și puțini sunt factor declanșator de conflict. Atunci când sunt puțini, nu ne ajung. Și începem să ne acuzăm unul pe celălalt vis-a-vis de faptul care este mai cheltuitor. Din păcate, niciodată nu o să întâlnim situații în care o să spunem noi bărbații despre noi că noi suntem cei mai cheltuitori, ci de fiecare dată o să aruncăm vină pe soție. Că ea cheltuie. Tu cheltui cel mai mult, tu ești de vină, tu nu ai gestiunea și gestionarea banilor, tu nu ești înțeleaptă, tu nu știi că nu avem bani, tu nu știi că avem bani puțin, tu. Eu? Niciodată. Dar nu știu dacă acest eu s-a întrebat vreodată, nu cumva ea știe mai bine lipsurile din casă?
Nu cumva ea știe mai bine când nu există detergent, nu cumva ea știe mai bine când nu există ulei, nu cumva ea știe mai bine când nu există, etc., etc. Cred că da. Pe normal că cheia cheltuie. Nu cumva copiii se duc mai repede la mama și spun lipsurile lor decât la tata? Cred că și acest lucru se întâmplă. E normal ca ea să cheltuie. Sigur că banii puțini sunt cei care provoacă adesea conflicte. Dar trebuie să fim înțelepți și să gestionăm bine și tu să fie înlocuit cu eu. E o posibilă soluție la această situație. Dincolo, vis-a-vis de banii mulți, m-aș putea întreba, dar de ce banii mulți sunt declanșatori de conflict? Ce bine e când ai bani mulți. Nu știu dacă este bine. Câte nu-ți poți permite când ai bani mulți? Păi tocmai de aceea îți pierzi liniștea că îți permiți prea multe. Câte nu poți să faci când ai bani? Păi tocmai că faci prea multe care nu sunt cele mai bune întotdeauna. Și ele te aruncă în stări de nemulțumire, o să vedem imediat un citat, în stări de conflict cu tine însuți și cu cel de lângă tine, că până la urmă și în lumea banilor mulți există conflicte, în lumea bogaților. Și încă ce conflicte? Acest lucru este un factor declanșator de conflict în interiorul familiei mici și în interiorul familiei mari. Este foarte important cum gestionăm acest lucru. Nu mai vorbesc de avere, care este un factor declanșator de conflict între membrii familiei. Nu știu despre ce avere este vorba. Cred că puțini dintre noi putem să vorbim de avere. O avere imensă. Nu știm ce să facem cu ea. Dar să știți că și averea mică, adică o casă, un pământ pe care îl ai moștenire de la părinți, știu, de la bunici, și casă, dacă nu știi bine să o gestionezi, cât ești în viață cu copiii, lași în urma ta o lume întreagă de conflict, de ură, o problemă nerezolvată pe care părinții trebuie să o rezolve, nu copiii. Tot ceea ce acumulăm, tot ceea ce avem, trebuie să știm foarte bine cum să gestionăm împărțind egal. Nu să lăsăm ca frații între ei să gestioneze ceea ce am acumulat noi. De aceea averea știm, multe sau puține, că umple tribunalele. Și știm că copiii care au sub același sân nu se mai văd și nu se mai privesc, de multe ori pentru nimic. Pentru o palmă de pământ, pentru o casă și ea poate derăpânată. Așadar, iată câți factori pe care putem gestiona foarte bine, dacă suntem atenți, aici sunt declanșatori de conflict, nu numai aici, nu numai în viața noastră, ci și după trecerea noastră. Deci atenție mărită la modul în care stăpânim acești factori și gestionăm lumea lor. Aș vrea să vă dau un citat din Epistola 1 a către Timotei, a Apostolului Pavel, din capitolul 6, versetul 9 și 10. E un text la care, iubiții mei, aș vrea tot să reflectăm și cei care nu suntem vizați direct de ceea ce vom vedea aici. Dar putem să fim vizați. Iată ce spune Apostolul Pavel, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. De aceea vă spuneam că banii mulți sunt și ei declanșatori de conflict și încă ce conflicte. Nu spune banii, nu spune Apostolul Pavel și ar dori să fim atenți aici la acest text. Nu spune Apostolul Pavel că banii sunt conflict, ci iubirea de bani. Adică interesul fără noimă față de bani este generator de conflict puternic. Și spune iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și nu se oprește aici apostolul, ci spune mai departe. Pe care poftind-o unii cu înfocare, sau ce vă spuneam, s-au rătăcit de la credință și de multe dureri,
atenție, dureri, spune, au fost străpunși. Cei care vor să se îmbogățească, aceia cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare care îi cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Aceasta este de multe ori finalitatea iubirii de bani, a alergării fără rațiune după ei. La un moment dat, Apostolul Pavel spune, dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm și ce să mâncăm, și dacă avem un adăpost, să fim mulțumiți. Iubiții mei, în calitatea mea de preot, n-am întâlnit încă oameni bogați de plin fericiți. Dar am întâlnit atâția oameni de condiție modestă și uneori chiar cu neajunsuri, extrem de fericiți. Credeți că ei sunt fericiți pentru că sunt naivi? Nu, ci pentru că modul în care gestionezi puținul pe care îl ai sau multul pe care îl ai, te poate face liniștit, fericit sau nu. Banii, iubirea de bani, alergarea după ei, alergarea după avere, interesul doar pentru ei te face să calci peste principii sau te face să nu mai ai principii, te face să calci peste reguli morale, te face să nu mai fii sensibil, îți alungă sentimentele din suflet, iar umanul devine pentru tine doar un instrument prin care vezi sau nu vezi, pe care îl folosești sau nu îl folosești, în lupta și în agonia în același timp și în alergarea ta nebună după cât mai mult. Omul nu mai există atunci. Și când nu mai există omul, nu mai există nici tu. Deja ești pe o alergare fără final. Factor declanșator de conflict, banii din această perspectivă. Mergem mai departe. Diferențele de vârstă, scriem aici, adolescența, semnul întrebării, decalajul conceptual dintre generații. Și spun acolo raportul dintre libertate și responsabilitate. Aș vrea să mai explic puțin. De ce se ocotesc diferențele de vârstă factor declanșator de conflict? De ce adolescența este, nu poate fi, este un factor declanșator de conflict? De ce decalajul conceptual dintre generații este declanșator de conflict? Amintiți-vă, iubiții mei, atunci când am vorbit despre când și cu cine ne căsătorim. O temă de atâtea ori solicitată și în afara Clujului, când și cu cine ne căsătorim, în special cu cine ne căsătorim. Și atunci am spus, între altele, că diferența de vârstă, în cele mai multe cazuri, noi nu vorbim acum de micile excepții, în majoritatea cazurilor, diferența de vârstă creează stări de conflict care de cele mai multe ori sfârșesc în divorț. De ce? Mă întrebați oare este logic, este firesc? Da, este logic, este firesc. Le spuneam studenților mei într-o pauză de curs, chiar săptămâna aceasta, nu mai știu la ce an, sfătuindu-i să încerce să se căsătorească, ceea ce am spus și data trecută atunci când am vorbit despre această temă, cât sunt încă tineri, adică pe băncile școlii, spre sfârșitul facultății. De ce? Pentru că după aceea intră într-o altă lume, care nu mai este lumea studenții. Și le spuneam așa, la 22 sau la 23 de ani, dacă prietenul tău vine la întâlnire cu nodul de la cravată sub gulerul de la cămașă, nu e nicio problemă. Bancă din potrivă îi spui ce drăguț ești. Îl și îmbrățișești și poate îl și sărut.
pentru tine, la vârsta aceasta, nodul de la cravată, sub guler, este un prilej de zâmbet. La 32 de ani, dacă a venit la întâlnire prietenul tău cu nodul de la cravată sub guler, e o mare problemă. La 22 de ani sau la 23 de ani, dacă vine prietenul tău cu două dungi la pantalon, că așa știu de el să calce pantalonul, nicio problemă. Este chiar un motiv de zâmbet. Și s-ar putea, dacă vezi că două dungi la pantalon a însemnat un prilej de bucurie, să-ți faci intenționa trei data următoare. Nu e nicio problemă. La 32 de ani sau la 33 de ani, dacă vine prietenul tău la întâlnire și să te duci undeva cu el, cu trei dungi la pantalon sau cu două dungi, s-ar putea să însemne acolo sfârșitul. Și atunci, la 22 de ani sau la 23 de ani, dacă te duci cu prietenul tău la părinți acasă și îl întreabă mama, dar tu nu vezi că el este cu nodul la cravată sub guler? Păi nu, și care e problema? La 32 de ani și la 33 de ani, sigur, vârste aleatorii luate, înțelegeți ce vreau să spun. S-ar putea să te întrebe mama, dar de ce nu mai discuți cu băiatul? L-ai discutat cu un băiat atâția ani. Păi mama, știi de ce? Păi mi-e rușine cu el. Păi vine întâlnit nepregătit, vine cu nodul de la cravată sub guler, două dungi la pantalon, cum să ieși în societate cu el? Nu se poate. Vă rog să înțelegeți, dincolo de gluma exemplului, mesajul din spate. De aceea, diferențele de vârstă sunt extrem de importante și de aceea puțin probabil ca într-o familie în care există diferențe majore de vârstă să fie liniște, înțelegere și pace. Puțin probabil. Că există două moduri de gândire, să știți. Total diferite. Și aceste moduri de gândire sunt date de vârsta respectivă. E logic acest lucru. E foarte firesc acest lucru. Repet, nu vorbesc de excepții. De ce adolescența este un factor declanșator de conflict? Da, este. Încă n-am văzut un adolescent care să nu fie în conflict cu părinții lui. Nu există și nici nu cred că va exista. De ce nu există și nici nu va exista? Pentru că este vorba de raportul dintre libertate și responsabilitate. Adică, întotdeauna adolescentul va avea în prim plan libertatea lui și nu poate că nu-i nimic rău în asta. Este vârsta. El crede că orice este permis. Este liber, este adolescent. Și întotdeauna părinții vor vedea în spate și cei maturi responsabilitatea ulterioară, viitoare, a faptelor vis-a-vis de libertatea greșit înțeleasă în anii adolescenței. Și în această libertate, uneori greșit înțeleasă de la vârsta adolescenței, sau în această libertate, sau această libertate, declanșează lucruri, fapte, pe care nu le mai poți repara o viață. Și atunci, raportul dintre libertate și responsabilitate, libertatea aparținând adolescentului, el se gândește mai puțin la responsabilitate, și responsabilitatea care vine foarte logic și firească din partea părinților și pe care o prezintă adolescentului, creează un conflict. Adolescentul nu înțelege acest lucru, părintele îl înțelege, conflict care, dacă nu este bine gestionat cu înțelepciune de părinți, creează separație și așa se întâmplă. Acestea sunt motivele pentru care atâția tineri pleacă de acasă. Până nu mă mai înțeleg cu mama, nu mă mai înțeleg cu tata. Adesea ne întâlnim ca preoți cu astfel de cazuri. Și întrebăm, dar de ce nu te mai înțelegi? Păi nu mă mai înțelege. Și atunci când intrăm în amănunte, de ce nu mă înțelege, observăm de ce nu înțelege. Și mama și tata gândesc responsabil vis-a-vis de libertatea înțeleasă de un adolescent. De aceea, iubiți tineri, care sunteți aici în sală, priviți cu luarea minte la acest lucru și nu uitați. Și reflectați mai mult la faptul că adolescența este o stare creatoare de conflict. Dar nu numai de conflict, ci creatoare de
istorie a vieții. Și fiți atenți la ea. Fiți atenți la responsabilitatea care încumbă adolescențe. Încercați să înțelegeți care sunt parametre, care sunt limitele libertății adolescentului. Dar și noi, părinții, trebuie să reflectăm mult mai mult la modul în care trebuie să acționăm și să conlucrăm, să relaționăm cu copilul adolescent. Nu mai vorbesc aici de școală, pedagogii. Dascălii nu trebuie să fie numai cei care merg la ore, transmit o informație, pleacă cu catalogul sub soare sau nu, sau la examene, încearcă să vadă care sunt cunoștințele. Nu, dascălul trebuie să fie în primul rând părinte pentru copiii lui. Și orele trebuie să aibă și acest aspect, indiferent cât este de tehnică disciplina, și acest aspect formativ pe care dascălul trebuie să-l aibă în vedere. Așa se nasc modelele în dascăl. Prea puțin ne luăm modele în viață, din adolescență, dascăl care au fost ultra savanți. Ci parcă modelele în viața noastră au venit și au rămas acelea sau aceia care ne-au mai spus câte un lucru și despre viață. Parcă acolo ne-a rămas inima. De aceea, atenție la acest lucru, la această stare cu care fiecare familie se confruntă care are copii, adolescența, ca vârsta copiilor, ca stare a copiilor și raportul cu ea a părinților. În această situație se nasc conflictele, jignirile și când conflictele sunt majore, chiar scandalul și diferite atitudini ale părinților total, ale tatălui și ale mamei total nepotrivite, dar și ale copilului, ale adolescentului. Eu aș vrea să vă prezint un text la care să reflectăm toți. Și care sunteți aici tineri, poate că reușiți chiar să filmați aceste slide-uri sau aceste texte sau să reveniți asupra lor și spuneți-le și colegilor voștri. Poate că o imagine a unui coleg de-al tău, o privire aruncată pe o imagine a unui text, se însemne regăsirea lui și tu ești cel care l-a regăsit. De aceea am accentuat și accentuez mereu rolul pe care trebuie să ne-l asumăm toți de misionar pentru cei din jurul nostru. Din familie, de la serviciu, din societate și așa mai departe. Iată textul din Înțelepciunea lui Iisus Sirah, o carte din Vechiul Testament pe care tuturor vă recomand să o citiți. Zi de zi din ea, cu siguranță veți deveni mai înțelepți citind această carte, și tineri și vârstnici. Iată o situație mai mult de sfat, de recomandare. Spune așa, parcă îi spune Iisus Sirah tânărului și tatălui, și mamei, și maturilor. Iată ce spune, cu fapta și cu cuvântul cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cu fapta și cu cuvântul, ca să-ți vină binecuvântare de la ei, că binecuvântarea tatălui întărește casele copiilor. Atenție, tați! Iar blestemul mamei le dărâmă până în temelie. Voi reveni asupra acestui text. Fiule, sprijină pe tatăl tău la bătrânețe și nu-l mâhni în viața lui. Te sprijină la bătrânețe, că nu mai este chiar înțelept, și nu-l mâhni în viața lui. Și chiar de i se va împuțina mintea lui, ai îndurare și nu-l disprețui atunci când tu ești în putere. Deci, tinerilor, copiilor, adolescenților, în stările uneori firești de conflict dintre voi și părinți, nu vă jigniți, părinți. Nici cu fapta, nici cu cuvânt. Iar mamele care, dintr-un anumit punct de vedere, suferă cel mai mult în rătăcirea copiilor lor, pot să ajungă, și știm aceasta ca preoți, în stări în care chiar își bleastămă copiii.
Mamelor, blestemul dărâmă casa copilului până în temelie și viața lui până în temelie. Iar când părinții o să revin, sunt bătrâni și vin și spun ție, tânăr fiind, în puterea vârstei, în puterea vieții, vin și spun ceea ce auzim de atâtea ori. Uite, dragul tatălui sau dragul mamei, nu știu cum o să te descurci tu după ce noi nu vom mai fi. Dar de fapt, tu îi duci de toate. Tu ai ajuns cu totul și ei spun, nu știu cum o să te mai descurci când o să mai fim noi. Tinerii au alte preocupări, sigur, alte viziuni despre viață și cei mai în vârstă cred că dacă nu au preocupările lor, e un mare pericol în viața lor. Nu este chiar așa. Eu mi-amintesc din copilăria mea, foarte tânăr fiind, copil fiind, mic, că bunicii mai spuneau părinților mei uneori, e tiner fiind și având și alte preocupări, o să murim noi, o să muriți de foame. Și eu, cum eram singur la părinți, nu aveam cu cine să mă sfătuiesc, eu chiar am devenit îngrijorat. Că o să moară bunicii și o să murim toți de foame. Și ce se va întâmpla? Da, spun acest lucru de multe ori. Păi au murit bunicii și n-a murit nimeni de foame. Ei, în astfel de situații, sigur, cu mică ironie, să nu ne jignim părinți. Spunem, da, tădicule și mămică, nu o să fie foarte ușor după ce voi nu veți fi, dar o să mă străduiesc să supraviețuiesc. Și atunci tu lui spui că are un rol, că are dreptate și că și tu o să faci ceva să supraviețuiești. Și iată cum se rezolvă un conflict generat de decalajul conceptual dintre generații. Acest text, puneți-l la inimă. A fi dezordonat, un alt factor declanșator de conflict. Și încă ce factor declanșator de conflict este? A fi dezordonat. Pentru cel care este ordonat. Pentru cel care este ordonat, cel dezordonat îi creează clipe de iad uneori. Și atenție la acest lucru, în familie. Trebuie să ne străduim, să fim ordonați și cei care nu suntem ordonați. În ginta latină, dezordine și debandat. De aceea, cei care sunt extrem de ordonați, din spațiul asiatic, din spațiul nord-european, nemții și așa mai departe, se simt destul de incomozi în lumea latină. Cei dezordonați spun, păi sunt romantic, sunt visător, eu am fantezie. Păi da, dar dacă fantezia ta mă afectează, n-am nevoie de ea. Adică dacă trebuie cheile acestea să fie puse la un loc, cheile de la garaj, spre exemplu. Au un loc în casă, dacă n-ai telecomandă la garaj. Au un loc în casă, unde fiecare știe unde, de unde se ia cheile. Repede se duce, deschide garajul, pleacă, etc. Dar dacă tu dezordonat fiind ei cheile și nu le pui la locul lor, vine copilul sau soțul sau soția, nu le găsește, nu poate să meargă la timp la servici, tu ai uitat cheile în buzunar, să le pus undeva pe masă, să le lăsat unde în altă parte. Cum se le găsească? Dezordinea provoacă stări de haos uneori în familie. Atenție la acest lucru. Încercăm să fim ordonați. Nu cel ordonat trebuie să se plieze pe lumea celui dezordonat, că nu e logic, nu e firesc. Ci cel dezordonat trebuie să se plieze pe lumea și pe ordinea celui ordonat. E logic, e firesc. Știu că nu convine acest lucru, dar ce să facem? Eu am petrecut o bună parte de timp studiile mele pregătind un doctorat în Germania. Acolo eu am fost acasă. Și cred că înțelegeți ce vreau să spun mai mult. Alt factor declanșator de conflict, disciplinarea sau educarea copiilor. Mama mai îngăduitoare, tata mai aspru sau invers. Dragi părinți, încercați ca în educarea copiilor, când există momente în care trebuie să fii mai aspru, dar și mai maleabil, să nu vă contraziceți în fața copiilor. Dacă mama a luat o decizie
nu veni tu ca tată peste decizia ei pentru că o discreditezi în fața copilului. Și copilul este cel mai speculant. El imediat speculează. Și s-ar putea lucrurile acestea repetate să o transform pe mama lipsă de autoritate, în lipsă de reper și pe tine, ca tată, puternic, înțelegător, un factor hotărător pentru viața lui, care s-ar putea să nu fie atitudine corectă. Și invers. De obicei, mamele stau mai mult de vorbă cu copiii, sunt mai maleabile, tata, prin definiția bărbatului, puțin, ca să nu spun dur, mai autoritar. Încercați să nu treceți unul peste decizia celuilalt vis-a-vis de copii, dar apoi cei doi, când ți s-a părut că n-a fost o atitudine potrivită față de copilul tău, doar tata și mama împreună, soțul și soția, discută posibilele variante de educație. Niciodată în fața copiilor. Chiar dacă mama a luat o decizie greșită sau tata, lasă-o de moment, o îndrepți după aceea, dar stai de vorbă nu în fața copilului. Pentru că ei sunt, așa cum am spus, cum am fost și noi, la vârsta noastră, extrem de profitori, știm să speculăm foarte bine situațiile conflictuale și întotdeauna înclinăm spre cel mai maleabil. După cum, foarte bine, știm din experiența noastră tuturor, șansele ca dascăl de a fi foarte bine apreciat de studenți sau de elevi și dacă ești numai puțin exigent. Nu cred că este foarte bine. Nu fugiți, dragi tineri, de exigență. Nu fugiți de cei care vă pun la lucru, de cei care vă spun pentru a ajunge pe culmi, trebuie să transpiri. Cel care îngăduie starea în care exigența nu este la ea acasă, nu te ajută foarte mult. Sigur îți convine că ești student, ești elev, un profesor care este mai puțin exigent, care îți dă note mai mari, dar rezultatul final este invers. Eu port recunoștință profesorilor celor mai exigenți pe care am avut. Doar exigența este cea care creează progres. Într-un alt cadru de referință, acest lucru este valabil și pentru familie. Patim, alcool, jocuri de noroc, droguri, infidelitate, gelozie, etc. Toți factori declanșatori de conflict. Am vorbit despre alcool. Dramele din familiile în care unul dintre membrii familiei, indiferent cine este, tata, mama, copilul, creează adevărate drame acolo. Nu mai vorbim de el. Încercăm să conștientizăm cei care suntem înclinați sau sunt înclinați pe astfel de patimi ca cele de aici, să înțelegem dramele pe care le lăsăm în jurul nostru, în spatele nostru. Jocurile de noroc, îmi spunea chiar acum, săptămâna trecută, a venit o doamnă la mine și a spus: părinte, sunt disperată și tânără, cu doi copii mici, minori, sunt disperată. Orice ban pe care îl câștigă soțul meu, sau adesea am aflat acum că are împrumuturi groaznice și s-a amenințat de cămătar sau așa ceva, toți banii cheltuie la jocurile de noroc. Nu mai știu ce să fac. Și m-a întrebat, să divorțez? Nu să vă imaginați în ce situație grele ne aflăm de multe ori ca preoți, când trebuie să dăm un răspuns, pentru că un astfel de om se agață de orice cuvânt, nu de orice cuvânt. De orice nuanță a cuvântului preotului. Și ce responsabilități avem de multe ori. Am vorbit și despre acest lucru când am tratat tema dependență. Nu mai vorbesc de droguri care pur și simplu te scot din circuit. Din circuitul vieții și al speranței. Și al sănătății. Infidelitate, gelozie. De fapt, infidelitatea nu mai este factor declanșator de conflict, ci factor declanșator de divorț. Și acest lucru, când am vorbit despre divorț, l-am amintit. Nu ne despărțim imediat la cele mai mici semnale în acest sens. Puțină înțelepciune, puțină analiză. Nu mai vorbesc de stările de gelozie venite de multe ori
gratis, dar care creează conflicte, atenție și la acest lucru din familie. Gelozia este chiar frumoasă, unor că stimulează, dar nu gelozia maladică. Și se întâmplă de multe ori acest lucru. Alt factor declanșator de conflict, părinții, dar în special părinții socri, în lău, cum se spune. Factor teribil declanșator de conflict. Nu mă întrebați acum, atunci ce să faceți, să nu mai avem socri? Sunt chiar așa de periculoși, declanșatori de conflict, dragii mei. Știți foarte mult că cele mai multe glume sunt cu soacre, nu știu de ce. Dar să știți că, dincolo de glumă, știți cine este soacra? Soacra este mama. Mama celui de lângă noi. Mama este cea mai subiectivă ființă de pe pământ, pentru că ea trăiește în cea mai mare obiectivitate a unei realități umane, și anume dragostea față de copilul. Cele 9 luni de zile cât copilul stă în pântecele mamei, inima lui bătând cu a mamei, emoția mamei transmițându-se și lui, bucuria mamei și lui, fătului, tristețea mamei și lacrima ei și lui, creează o stare de relație dintre mamă și copil care nu are explicație. Nu sunt cuvinte care să descrie acest lucru. De aceea, uneori îi se pare mamei care a devenit soacră că ceva nu e în ordine cu copilul lui, dar copilul lui este chiar în ordine. Așa că maximă înțelegere față de mama soacră. Cu tata soacru te descurci mai ușor. Cu mama soacră este o problemă. Dar de ce este problemă cu mama soacră? Pentru că ea este mama. Și am spus ce este mama. Citisem în acest cadru, pregătindu-mă pentru conferință, chiar o glumă. Trebuie să vă spun și dumneavoastră în acest sens. Ne mai descrețim frunțile. Spune că o mamă soacră avea 3 gineri. Și la un moment dat s-a gândit, ce-ar fi să probez eu puțin fidelitatea lor față de mine, dragostea lor față de mine, afecțiunea lor față de mine, ginerilor, să știu și unde mă situez. S-a înscenat ceva. Și anume, s-a dus cu ginerile prim și s-a aruncat în apă, într-un lac, și acolo a înscenat câteva gesturi necontrolate din care să înțeleagă ginerile că se înneacă. Și ginerile a sărit repede și a salvat-o. Și a doua zi a văzut în fața casei, a găsit o dacie pe care scria, era un bilet pe bordul ei și scria cu mulțumire mama soacră. S-a gândit de așa ar fi să probez fidelitatea și afecțiunea și celui de-al doilea ginere, dacă tot am început. Și face același lucru. Și al doilea ginere face și el la fel, salvându-o. Și găsește a doua zi în fața casei o mașină, o dacie, un trabant pe care scria cu mulțumire mama soacră. Și s-a gândit ce-ar fi să văd acum ce și cu cel de-al treilea ginere. Cu cei doi m-am lămurit, extrem de atenți cu mine, dar să vedem ce e cu al treilea. Și face același lucru și al treilea spune așa, văzându-o că se înneacă. Păi dacă la primul i-a dat o dacie, la al doilea i-a dat un trabant, mie ce o să-mi dea? O bicicletă. Și pentru bicicletă, uite, nu vreau să o salvez. Și consecința o știți? Rezultatul și a doua zi. Acum e important. În fața casei lui, la poartă, vede un Ferrari ultimul model. Se duce acolo și uite, cine a adus acest Ferrari, ce cadou? Și vede pe un bilet pe bord și scria, cu recunoștință, tata socru. Acum, <coughs>
Nu mă aplaudați, pentru că niciunul din cele trei personaje nu este pozitiv. Nici mama soacră care a pus la încercare pe gineri, nici generii care au făcut ce-au făcut, și cu atât mai mult tata socru în hotărârea lui. Dincolo de glumă, sigur, trebuie să avem în vedere un lucru. Tata socru și mama soacră sunt părinții celuilalt. Și mama soacră este mama celuilalt, iar tata este tata. Și cu puțin înțelepciune, acest factor dintotdeauna declanșator de conflict, dintotdeauna, poate să devină o relație chiar frumoasă în familie. Diferențele profesionale. Aceasta este o altă problemă pe care am abordat-o la fel atunci când am vorbit de căsătorie. Când și cu cine ne căsătorim? Și amintiți-vă că am spus atunci că nu este deloc recomandabil să te căsătorești tu, dacă ai o pregătire, cu cineva care nu are o pregătire superioară. Pentru că mai devreme sau mai târziu creează conflicte, creează decalaje. Dar, dacă totuși iubirea te-a adus aici, și iubirea este mai presus de ceea ce înseamnă calculele materiale, dacă totuși s-a realizat așa ceva, și să zic, tu ești profesor, iar soția ta sau soțul tău este educator sau este muncitor. Starea în care tu te găsești nu trebuie să fie un motiv de a-l face pe cel de lângă tine să se simtă mereu inferior. Lasă-i loc și lui pentru satisfacțiile din starea lui. Și anume, dacă tu ești mare savant și vine soțul sau soția ta, care poate e educator, și spune, uite, vin de la grădiniță, copiii mei, uite ce au făcut, uite cum am reușit un copil să-l fac să zâmbească, etc. Și tu vii de la nu știu ce experiențe mari de laborator, științifice, că le-ai trimis în străinătate și te uiți de sus, nu bagi în seamă experiența lui, ajungi exact la faptul că diferențele profesionale creează două lumi. Și celălalt se va simți mereu inferior, neascultat, nebăgat în seamă. Iar tu, marele savant, ai creat peretele despărțitor. Deci dacă totul se întâmplă acest lucru, e important să știm cum să acționăm în stările de superioritate și în competițiile pe care adesea le vedem între noi, dar care sunt nebunești. Niciodată soțul cu soția nu trebuie să fie într-o competiție profesională. Și trebuie să se vadă egale. Și bucuria unuia trebuie să fie și bucuria celuilalt, și succesul unuia și succesul celuilalt. Asta este înțelepciunea dintr-o familie. Aceasta este soluția în astfel de situații. Ca bucuria lui să fie și bucuria ta, succesul lui să fie și succesul tău. Indiferent de ce natură științifică este el. Escaladarea conflictelor, doar vă explic în mare, și această piramidă s-o aveți în vedere, mereu. Mi-am însușit-o de la Gabi. El este autorul, care a luat-o sigur și din altă parte, dar eu mi-am însușit-o și am reinterpretat-o puțin. Ceea ce nu se vede aici este cu negru, este îndepărtarea, scrie aici, ceea ce nu vedeți dumneavoastră. Și ce se întâmplă? Cum ne îndepărtăm unii de alții? Până aici ține îndepărtarea. Observarea diferențelor. Imediat observăm diferențe. Acestea sunt foarte ușor de văzut. Și dacă le-am observat, ce facem mai departe? Ne concentrăm pe ele. Că doar dacă e diferență, trebuie să o analizez. Facem un pas mai departe. Diferențele devin amenințări. Adică numai puțin, păi dacă este așa mare diferență între mine și tine, este o amenințare la adresa personalității mele. Și iată cum ne îndepărtăm unul de celălalt. Și asta este îndepărtarea. Ce facem? Mergem mai departe și intrăm în divergență acum.
Nu e destul că ne-am îndepărtat, dar intrăm în divergență. Și aici, în divergență, ce facem? Colectăm informațiile pentru acuzare. Dacă tot există diferențe, trebuie să am și acuzare acum. Și când colectezi informațiile pentru acuzare, stau de vorbă cu potențial suporteri. Adică tu ce zici? Așa e că am dreptate. Uite ce diferențe există. Și după ce am găsit suporterii, vedem că nu suntem singuri și că suntem justificați în acțiunea noastră, trecem la atac. Pregătim atacul. Și apoi trecem aici la atac și iată ce se întâmplă în atac. Îl suminăm pe cel de lângă noi, distrugem lucrurile, și distrugem sufletul oamenilor, distrugem sufletul celui de lângă noi și care toată această distrugere culminează cu propria noastră distrugere. Când ai ajuns aici, aici e paradoxul, că recunoști că prețul conflictului este prețul păcii. Și atunci, dacă ești destul de inteligent și ai realizat acest lucru, faci calea întoarsă. Și anume, încetezi atacul, bați în retragere, convergență, găsești convergența cu cel pe care l-ai văzut în divergență, și anume stabilirea comunicării, discutarea posibilităților, împărtășirea emoțiilor. Și în momentul în care începi să faci acest lucru, intri în convergență cu cel de lângă tine și numai un pas este până la aici, ceea ce nu vedeți dumneavoastră. Aici, scuzați, apropierea, care culminează, care merge în reconciliere și regretul pentru ceea ce ai făcut, iertarea pe care o dai celuilalt și implementarea păcii. Asta este escaladarea conflictelor și deescaladarea. Dacă treci de această linie, foarte greu să te mai întorci. Dacă ai trecut de la colectarea informațiilor pentru acuzare, încercând să-ți găsești suporterii, nu mai vii înapoi. De ce nu mai vii? Pentru că ai susținător. El îți dă dreptate. Nu e singur. Ai o logică în ceea ce faci. Și când ai trecut de această linie dincoace pe panta cealaltă, la împărtășirea emoțiilor, nu mai treci înapoi la celelalte analize, pentru că ai făcut deja pasul în ceea ce înseamnă împăcarea. Și această schemă o aveți în vedere. Ultima parte, ultimul punct, aplicații sau sfaturi practice pentru ceea ce înseamnă stările de conflict. Stăpânește-ți pornirile. Și nu insist mai mult. Controlează-ți tonul când vorbești cu cel de lângă tine. Am găsit aici o sintagmă foarte frumoasă, limba engleză. You'll catch more flies with honey than with vinegar. Vei prinde mult mai multe muște cu miere decât cu oțet. Deci, dincolo de acest lucru, sigur, muștele însemnând lucrurile mici. Le vei prinde dacă vei oferi puțină dulceață a sufletului decât a crealea lui. 3. Înghite-ți mândria și înfrânează-ți limba. Și vă dau un text acum la care iar se reflectă mult din Iacob 3, 4-12. Pare rău că cei din stânga mea, dar trebuie să stau aici pentru televiziune, poate nu vă obturez accesul la text, dar îl citesc. Uitați-vă la corăbii. Cât sunt ele de mari și mânate de vânturi puternice și totuși sunt portate de o cârmă foarte mică, oriunde le îndreaptă vrerea cârmaciului. Așa este și limba. Mic mădular, dar cu mari lucruri se fălește. Iată, puțin foc și câtă pădure aprinde. Foc este și limba. Nimeni dintre oameni nu poate domoli. Rău fără odihnă, plină cu venin aducător de moarte. Cu ea îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl și cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Extraordinar. Cu aceea limbă. Și lauzi pe Dumnezeu și locărăști pe om. Și se întreabă Sfântul Iacob foarte interesant. Oare din aceeași gură
Nu spune, din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Frații mei, acum se întreabă, asta nu trebuie să fie așa. Oare izvorul varsă din aceeași gură și apă dulce și apă amară? Să reflectăm mai mult la acest lucru și la limba noastră și la gura noastră. E trist dacă din ea iese și apa dulce și amară. Și binecuvântarea și blestemul. Iacob 3, 4, 12. Trebuie să știi în acest context când să taci. Și adesea se spune că tăcerea este de aur. Când este tăcerea de aur? Când celălalt vorbește, atunci taci. Când nu ai nimic de spus, când celălalt stinge o ceartă, când gesturile spun cât 1000 de cuvinte și cât de mult vorbesc gesturile, cât de mult vorbesc ochii, florile, arată empatie. Când trebuie să arăți empatie, taci. Atunci tăcerea este de aur. Când tăcerea nu-i de aur? Tăcerea nu-i de aur întotdeauna. Și atunci trebuie să vorbești. Când trebuie să vorbești și când tăcerea nu-i de aur? Când celălalt așteaptă un răspuns. Când ea este ironică, când pune gaz pe foc, tăcerea nu este de aur când trebuie să spui ceva. Și tăcerea nu-i de aur când ți se cere o părere. Și adesea ne trădăm unii pe alții tăcând, crezând că am avut o atitudine față de cele nevoie. Nu, tăcere atunci înseamnă că îl condamn și tu, lângă motivele sonore. Aplicații practice în continuare, 5, zâmbește celui de lângă tine în schimbul unei priviri ironică și răutăcioase. Nu uita, un zâmbet poate seca un ocean de ură. Depășește trecutul. Trecutul greu poate fi șters, dar poți să-l depășești prin multă înțelepciune. Nu păstra scorul la treburile casnice, adică, știi, eu astăzi am... Vreau să spun un lucru, de două ori am aspirat eu și tu niciodată. Nu păstra scorul. Dacă a aspirat de două ori, poate că ea sau el a făcut altceva atunci. Ascultă-l pe cel de lângă tine și am aici o întrebare la care să reflectăm. De câte ori l-ai ascultat ca să-l înțelegi și nu doar ca să-l auzi? 10. Conștientizează sursa conflictului. Și aș vrea să vă arăt sursa conflictului din Iacob, același autor al Noului Testament, 4:1-4. Citim textul. De unde războaiele și de unde luptele dintre voi? Oare nu de aici, din poftele voastre care se războiesc în voi? Râvniți și nu aveți? Ucideți și pismuiți și nu puteți dobândi? Vă luptați și vă războiți? Nu aveți pentru că nu cereți. Dar nu știm să cerem. Cereți și nu primiți pentru că cereți rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. Nu știți oare că prietenia cu lumea, adică cu păcatul, e dușmănie cu Dumnezeu? Așadar, cel ce vrea să fie prieten cu lumea, îi se face vrășmaș lui Dumnezeu. Iacob 4:1-4. Multă reflexie și pe acest text. Nu mai e timpul să mă uit și la monitor, să insist asupra lui și ultimele 3 slide-uri, reflexii, mesaj. Dacă sunt reflexii, mesaj, sunt numai reflexii. Dacă conflictele persistă, iar lipsa de comuniune domină relațiile de familie, să te întreb cât și dacă îl mai iubești pe cel de lângă tine. Cât și dacă. Dacă conflictele sunt interminabile și comunicarea lipsește. În spatele unui sincer răspuns la aceste două întrebări, vei înțelege mult mai mult din tot ce am spus eu în această seară. Conflictele se sting și necomunicarea se transformă în comunicare doar pe axa iubirii, iubiții mei.
Doar pe axa iubirii se sting conflictele și necomunicarea se transformă în comunicare. Iar dacă nu poți să stingi conflictul, și sunt atâtea motive care nu-ți permit să stingi conflictul, și dacă necomunicarea nu poate să fie alungată și să se instaureze comunicarea dintre tine și cel apropiat ție, apelează la altcineva atunci. Și nu uita acest sfat al Apostolului Pavel din Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Toate le pot în Hristos, cel ce mă îmbracă cu putere. Deci ceea ce nu mai poți tu, poate El. Și El poate, dacă îl rogi și intri în relație cu El, încercând să-L cunoști, să ți-L faci prieten pe Iisus, să-L rogi și să ai încredere în El și să-ți exprimi credința în puterea Lui nemăsurată. Și dacă tot nu poți să ieși din aceste stări și tot domină viața ta și familia ta, mai reflectează la un cuvânt. Ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Ceea ce nu mai pot eu să fac, ceea ce nu mai poate să facă partenerul meu de viață, și dacă suntem dominați și copleșiți de conflicte și necomunicarea domină viața noastră, nu uita, ceea ce este cu neputință la tine, la Dumnezeu este cu putință. Și ultimul slide.